Bună ziua! Invitată la Puterea Știrilor astăzi este doamna Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației. Bună ziua, doamna Andronescu! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația Bună noastră. Ziua. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam fost ministru al educației pentru că ne amintim că la începutul lunii doamna Dăncilă a hotărât să vă demită în urma unei remarci pe care dumneavoastră ați făcut-o în cazul Caracal printr-o postare pe Facebook. Credeți că s-a urmărit demiterea dumneavoastră? Da, m-am mai spus public. Motivul... Da, cred că urmărea asta de mult. Asta s-a întâmplat. Ați avut semne până atunci? A supărat, cum să vă spun, modalitatea în care nu se face între doi colegi de partid. Nu cred că este cea mai potrivită formulă pe care a găsit-o, dar a fost opțiunea domniei sale. Au oferit explicații după acel... Ați mai discutat? Nu. Nici eu n-am căutat-o, nici domnia sa nu m-a căutat, așa încât n-am comunicat. Cu colegii, cum au reacționat? Ce v-au spus? E sigur. Și mulți mi-au dat dreptate, mulți spun că nu trebuia să întâmple lucrurile acestea. Știți ce se întâmplă? Eu n-am căutat niciodată să alerg după o funcție. Dar cumva... am acumulat experiență, iar în domeniul învățământului, gândiți-vă că toată viața am lucrat în învățământ. 12 ani am fost decan, 8 ani am fost rector, de 7 ani sunt președintele Senatului. Iar faptul că am lucrat în învățământul superior nu m-a împiedicat să cunosc învățământul preuniversitar. Când eu am intrat în Parlament, evident că am intrat în Comisia de Învățământ, știam bine universitarul, nu știam preuniversitarul. Și luni de zile... mă întâlneam după masă cu directorii marilor școli din București, de la care personal am învățat ce înseamnă învățământul preuniversitar. Și am învățat de la niște oameni care știau bine sistemul de învățământ preuniversitar. Apoi, când în 2001 am devenit ministru educației, am alergat în țară și nu m-am dus anunțând unde mă duc ca să găsesc praful șters de peste tot. Unde vedeam o școală, mașina mea se oprea, intream în școală și în felul acesta am și înțeles problemele învățământului preuniversitar și fără îndoială nu pot să spun că nu îl cunosc și nu știu ce se întâmplă acolo. Și sigur că acum în aceste luni de zile cât am fost la minister am văzut și evoluția din ultimii 7 ani. Anterior, a fost diferit acest mandat față de ceilalți? Da, pentru că unele din problemele învățământului s-au acutizat și cred că solicită aceste probleme măsuri urgente și sigur că pornisem câteva din aceste proiecte. Să vă dau un exemplu. Sunt circa 27 de licee care n-au luat, unde elevii de, în ultimii 5 ani n-au luat examenul de bacalaureat. Sigur că am încercat să vedem ce se întâmplă, de unde apar aceste lucruri. Am constatat că sunt elevii care au intrat cu note între 2 și 4. Era de așteptat ca să nu se mai poată recupera ceea ce nu se găsea în bagajul lor de cunoștințe în cei 4 ani de liceu și ca urmare s-au dus la sfârșit, au participat la BAC sau nu. N-au mai putut să țină practic exact. Pasul n-au putut recupera, efectiv. Exact. Decalajele erau așa de mari încât practic nu s-a mai putut recupera. Am luat decizia de anul acesta și am și aplicat-o, am aplicat-o prin cifra de școlarizare, adică am încercat să racordăm cifrele de școlarizare pe mediile celor care termină examenul de evaluare națională de la clasa 8-a. Acum există deja un act normativ care spune orice elev sub nota 5 nu mai merge spre liceu, trebuie să meargă spre școala profesională. Nu pentru că s-ar face o distinție între unii care sunt mai buni și alții mai puțin buni, ci pornind de la raționamentul că dacă nu ai aptitudini teoretice să te dezvolți în continuare pe teoretic așa cum presupune liceul, poate că, și în mod categoric așa s-ar putea întâmpla, ai mai multe aptitudini practice și atunci mai bine te duci și faci o meserie, ai o meserie care te ajută să-ți rezolvi problemele de viață, pentru că altfel termini liceul, n-ai nicio meserie și n-ai luat nici examenul de bacalaureat, deci nu poți să mergi într-o altă direcție. Și atunci, sigur că este în dezavantaj tânărul pe care l-am dus până la absolvirea liceului, el nefiind capabil să ajungă acolo. A fost o greșeală faptul că s-a renunțat la școlile profesionale și nu s-a mai pus așa mare accent. Nu s-a renunțat, dar aici am să
Vă dau câteva explicații. Odată există această mentalitate care este adânc înrădăcinată în mintea părintelui. Părintele își vede copilul pe cea mai de sus treaptă a societății. Ca urmare, cei mai mulți consideră că este o umilință să-i trimită la școala profesională. Eu cred că un meseriaș foarte bun este la fel de respectat ca și un ministru foarte bun, dacă este să facă această comparație. Plus că ducem lipsă chiar de meseriași în România. În foarte mare deficit de personal majoritatea firmelor și companiilor. Deci aici suntem. Nu putem să nu ne uităm la piața muncii. Ceea ce s-a întâmplat cu școala profesională este tocmai această incapacitate sau capacitate slabă de adaptare la piața muncii. Piața muncii e foarte dinamică. Meseriile dispar, tu trebuie ca școală să te adaptezi și să înființezi un domeniu care se caută pe piața muncii. Asta este ceea ce trebuie să facem cu, în mod deosebit cu liceele tehnologice, dar și cu cele teoretice, prin programă, evident. Mai sunt câteva săptămâni și iată, începe noul an școlar. Cum îi va întâmpina acest nou an școlar pe elevi, pe studenți? Când ați plecat dumneavoastră, cum era? Fiecare an școlar înseamnă o chestiune nouă pentru orice elev, indiferent în ce clasă se află elevul respectiv, pentru că sunt alte materii, de multe ori sunt și alți profesori, colegii, chiar dacă sunt aceiași, este și bucuria revederii cu profesorii și cu colegii, cred că debutul oricărui an școlar este o bucurie care trebuie să aparțină sufletului și sufletului profesorului, dar în egală măsură și elevului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, meseria aceasta de dascăl nu este, cum să vă spun, nu este ca o prelucrare mecanică a celui pe care îl școlești. Este o meserie în care tu, ca profesor, dai din averea, ca profesor, dai din averea ta cea mai importantă, din acumularea pe care tu o viață ai făcut-o în mintea ta. O transmiți către celălalt. Nu poți transmite decât cu bucurie și tu, prin strădania ta de a comunica cu cei din bănci. Eu recunosc că, deși sunt profesor de mulți ani de zile, cu fiecare serie nouă, am emoții și emoția mea nu vine din faptul că nu știu ce să le predau. Dimpotrivă, vine din această necunoaștere a lor. Oare voi reuși, mă întreb la fiecare început de an universitar, voi reuși să comunic cu această promoție sau nu? Și atunci strădania mea ca profesor este să încerc să găsesc punțile acestea de dialog. Pentru că nu noi ca ne-am învățat că într-o școală adevărată nu se știe cine dă și cine primește. Tu, profesor, dai din cunoașterea pe care tu ai acumulat-o, cei din bancă îți dau energia de care tu ai nevoie ca să transmiți această cunoaștere. Ce e diferit la această nouă generație față de celelalte generații pe care le-ați întâlnit până acum? Greu de spus, dar cred că generațiile care se află acum în învățământul preuniversitar, pentru că la el aș vrea să mă refer, nu fac însă excepție nici cei din universitar, generațiile din preuniversitar sunt extrem de diferite de acum 10 ani sau de acum 15 ani și chiar de acum 5 ani. Chiar discut cu destul de mulți directori și profesori din învățământul preuniversitar și spun, domnule, nu mai seamănă cu ce am cunoscut noi până acum. Sigur că te întreb, dar ce s-a întâmplat? Și cred că ca să răspundem la această întrebare, pedagogii, psihologii trebuie să conlucreze ca să, profesorii, să înțelegem mai bine ce trebuie să oferim și cum trebuie să oferim acestei generații. Este generația tehnologiei. Ei s-au născut cu tableta în pătuți înainte de a ști bine să meargă și căutau imaginile pe o tabletă. Ca urmare, și evoluția lor este diferită, componenta memoriei vizuale este mult mai dezvoltată în dauna celorlalte componente și atunci tu nu poți să vii la școală să predai o lecție așa cum ai predat-o acum 15 ani. Trebuie să cauți mijloacele care să fie compatibile cu cei din bănci. Mai adică citește să folosești generația actuală? Și da și nu, aș răspunde eu la întrebarea dumneavoastră. Și am să vă spun, să încerc să răspund la întrebarea de ce citea generația mea. Pentru că simțeam nevoia să comunicăm cu experiențele
eroilor din cărțile, personajele din cărțile pe care noi le citeam. Încercam să comunicăm cu experiența lor și în felul acesta să acumulăm noi în propria noastră experiență. Ei acum comunică în mod real cu oricine de pe glob. Chiar de la 8-9 ani de zile știu suficientă engleză, mulți dintre ei învață de pe computer sau de la televizor și mulți dintre ei comunică în timp real. Deci nevoia aceasta de a comunica cu alte experiențe nu mai este aceeași cu cea care exista la generația din care am făcut parte. Citesc și în format electronic, adică foarte mulți o să vedeți în metrou sau poate chiar în autobuz că sunt cu tableta sau cu telefonul în mână și mulți dintre ei citesc în felul acesta. Dar pe ansamblu, cred că parcă cititul acesta îi preocupă mai puțin decât a preocupat cititul alte generații. Mulți absolvenți aleg să plece în afară. Poate la studii, la muncă, de ce nu? Și nu se mai întorc, iată, și o fac familie. Acum aș vrea să îmi permiteți să deschid un subiect care într-adevăr reprezintă una din problemele sistemului de învățământ. Sunt de foarte multă vreme preocupată de cifra de abandonul școlar care anual înregistrează în numele României sau pe harta României o cifră extraordinar de mare. Cunoscând destul de bine sistemul, mi-am spus că nu poate să fie real. Și atunci am încercat acum în lunile acestea să văd dacă se confirmă sau nu se confirmă. Primul lucru pe care l-am făcut prin luna decembrie, am trimis o notă către sistem, a trimis secretarul de stat o notă către sistem și dintr-o dată au dispărut din sistem pe aproape 5.000 de elevi. Elevii sunt înscriși de autoritățile școlare, adică de secretariatele școlilor, dar sub controlul directorului, pentru că directorul răspunde, sunt înscriși într-o bază de date, într-un sistem informațional pentru învățământul preuniversitar. M-a uimit că atât de repede au fost șterse atât de mulți elevi. Dar și mai mare a fost uimirea mea când, iată, erau înscriși în sistemul acesta informatic 187.000 de elevi în clasa a 8-a, iar când automat secretariatele i-au înscris pentru examenul de evaluare, au înscris doar 146.000. Deci 41.000 de elevi, o cifră uriașă după părerea mea, practic nu existau în clasa 8-a, dar ei fuseseră înmatriculați. Unde sunt ei? Majoritatea sunt plecați cu părinții lor și sunt păstrați în evidențele școlilor, pentru că finanțarea este o finanțare per capita. Și atunci directorul nu îl scoate din evidență, chiar dacă poate el e plecat de 5-6 ani sau poate chiar de mai mulți ani, îl păstrează în evidență pentru că primește pentru el ceea ce este finanțarea per elev. Dar cum s-a ajuns cuvenită la această... Cum vă explicați? Și pentru acest motiv, de la finanțare, pornesc toate lucrurile. Pentru acest motiv am declanșat, înainte de a pleca, sper să se ducă la bun sfârșit, un control în 17 dintre județe, unde diferențele erau foarte mari, și să vedem ce ne aduce această inspecție, pentru că responsabilitatea este fără îndoială a directorilor de școală și a inspectoratelor școlare, care avea obligația să controleze, să verifice ceea ce se înscrie acolo. Pentru că nu e normal noi să ne urâțim prin propriile noastre date falsificate. Nu mă feresc să spun cuvântul acesta. Și poate fără îndoială că cineva trebuie să și răspundă că sunt 41.000 de elevi pe care nu îi regăsim, iată, dintr-o singură promoție. Vorbesc de cea care a terminat clasa 8 anul acesta. Ce alte probleme ați mai depistat în Păi una lor? Dintre problemele extrem de serioase este formarea profesorilor. Vedeți, în această meserie de dascăl, toată viața trebuie să citești. De ce? Pentru că, pe de o parte, acumulările tale sunt și ele, se perimează, da? Și, pe de altă parte, fiecare disciplină se înnoiește. Știința nu stă cu mâinile încrucișate. Produce tot timpul idei și documente științifice noi. Și atunci, fără îndoială că este extrem de important procesul de formare a dascălilor. Există un proiect
care se numește CRED și care are obligația să formeze 55.000 de dascăli. Deocamdată, în perioada aceasta, a angajat experții și urmează, deja au început de săptămâna aceasta, urmează deja procesul de formare, începând cu cei care intră în învățământul primar, la clasa pregătitoare. Ei sunt primii care intră, pentru că e un debut la o clasă nouă și la o clasă care are și anumite specificități. Un copil care are 6 ani. Mai sunt 2 proiecte care au fost elaborate și care au trecut de evaluare și care vizează informatizarea gestionării problemelor școlare. Pe lângă catalogul electronic, care este cuprins în acest proiect mare, nu mai trebuie să ceri inspectoratului și inspectoratul să ceară școlii ca să trimite la minister datele necesare pe care îți poți argumenta decizia, orice decizie o iei pe realitatea sistemului, nu o iei așa din imaginația ta. Și acest proiect mă bucur că debutează, deja a trecut de evaluare. Și al doilea proiect, care înseamnă realizarea unei platforme informatice, am tot vorbit de digitalizarea sistemului de învățământ, o platformă în care se găsesc manualele în format electronic, se găsesc lecțiile informatice, că de-a lungul anilor multe școli au produs lecții, platformă pe care fiecare profesor își poate pune propria lui lecție, pe care să o adapteze la nivelul elevilor pe care i-are în clasa cu care lucrează. Vă spuneam de absolvenții care părăsesc țara noastră. Să știți că aici cred că este cea mai mare dramă. Cea mai mare dramă, într-adevăr, cum am putea să-i oprim? Și ca să argumentez afirmația cu cea mai mare dramă, să vă spun că față de acum 15 ani, în sistemul de învățământ, avem 1,5 milioane de elevi mai puțin decât în urmă cu 15 ani. Ceea ce este fără îndoială greu de acceptat. În același timp, anul 2018 a fost anul în care s-au născut mai mulți copii ai românilor în afara granițelor țării decât în țară. Cum să nu consideri că asta e o dramă pentru România? Și de aceea, după opinia mea, primele încercări trebuie să stopeze noile plecări ale celor care intenționează, s-a creat poate chiar și așa un fel de mentalitate, un fel de mecanism, dacă vreți. Și sigur, nu în ultimul rând, să încercăm să-i aducem înapoi pe cei care au plecat. Credeți că am putea reuși? Da. Să-i aducem? Vă spuneam într-o discuție înainte că noi am reușit să aducem câțiva tineri care s-au dus și s-au școlit în străinătate și acum sunt cadre didactice la Universitatea Politehnică unde lucrez. Da, cum am putea să-i aducem? Oferindu-le sau generând locuri de muncă bine plătite și care, fără îndoială, ar fi confortabile pentru ei, pentru că s-au dus acolo din nevoia economică, din nevoia de a câștiga mai mult. Și atunci, dacă noi satisfacem această nevoie în țară, de ce să mai plece? De ce să nu se întoarcă? Pe final... Pentru că nicăieri nu este acasă decât aici, în România, unde ne-am născut. Noi toți români. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un eveniment, să mergem puțin pe planul politic și să discutăm despre un eveniment care va avea loc sâmbătă, Congresul Partidului Social Democrat. Veți participa la acest congres? Da, din câte știu eu, toți parlamentarii sunt delegați la congres. Și deci... Cu ce gânduri veți merge acolo? În primul rând că nu știu care este ordinea de zi, în afara faptului că știu că există ideea aceasta de a consolida candidatura doamnei Dăncilă printr-un vot pe care să-l dea Congresul, nu știu să fie alte subiecte. Oricum, cred că dacă ar fi și alte subiecte, noi nu putem să nu ne uităm la lucrurile care se întâmplă în țară și pentru care, după părerea mea, trebuie luate măsuri urgente. Pentru că ce s-a întâmplat la Caracal, de exemplu? Mie mi se pare că acolo n-au funcționat instituțiile statului. Ori acest lucru este foarte, foarte grav. Întrebarea pe care mi-o pun este: ceea ce s-a întâmplat la Caracal, oare este posibil să se mai fi întâmplat și în alte părți din țară și noi să nu știm? Adică să apară acest nenorocit de flagel, că nu știu cum să-l numesc, cu traficul de carne vie. Mă gândesc la copilele acelea, mă gândesc la familiile lor. Mă gândesc și i-am întrebat și public pe profesorii
care au lucrat cu elevele din acele clase, când au văzut că nu mai vine la școală, nu s-au întrebat, n-au încercat să găsească o cale să ne trezim un pic mai devreme, să ne ajungem la dezastru pe care îl vedem acum acolo. Și ca urmare, eu cred că instituțiile statului trebuie întărite. Cum? Cu oameni care să fie responsabili de funcțiile pe care le au. Nu cred că neștiința de carte te ajută să fii responsabil și te ajută să fii un om potrivit la locul potrivit. Dar vă așteptați să se schimbe ceva după acest caz? Că tot sincer, îmi doresc să se schimbe ceva. Dacă nu se schimbă nimic, mă gândesc cu foarte mare, aș spune chiar cu foarte mare înspăimântare la ceea ce ar putea să urmeze. Eu nu cred că putem să mergem din rău în mai rău, degradând lucrurile care ar fi trebuit să ne ajute să nu ajungem niciodată într-o situație similară cu cea din Călăraș. Sau ceea ce s-a întâmplat la spitalul acela. Săpoca. La Săpoca. Acolo, acele cadre medicale și-au asumat o responsabilitate. Era scris în fișa postului. Tu nu poți să ai un moment de, de repaus când tu știi că te-ai angajat să faci anumite lucruri. Un moment de disperare, un moment de neatenție, iată unde ne aduce. În situații absolut groaznice. Și de aceea cred că trebuie să ne așezăm mai atenți și cu măsuri mult mai clare în legătură cu funcționarea instituțiilor statului. Veți lua, veți spune aceste lucruri la congres? Spune, nu știu dacă va fi subiect de dezbatere sau dacă o să fie posibil să vorbesc la congres, dar o să vorbesc în Parlament despre aceste lucruri, în grupul parlamentar. Spuneam că doamna Dăncilă, și a spus și dumneavoastră, practic îi se va întări această candidatură la prezidențiale. E de bine, e de rău candidatura doamnei Dăncilă la prezidențiale? Este un candidat onorabil, dacă aș putea spune, pentru PSD? N-aș vrea să discut despre doamna Dăncilă, dar aș vrea să vă spun ce mă preocupă. Situația în care se află PSD-ul. Deci PSD-ul se află acum în sondaje la o cotă pe care n-a avut-o niciodată. Niciodată de când s-a înființat PSD-ul n-a avut atât de puțin în încrederea populației. Pentru mine acest lucru este extrem de important. De ce? Pentru că și eu am muncit aici 20 și ceva de ani și cred că România are nevoie de un partid de stânga, de profesioniști, cum a fost acest partid. Eu când am intrat în 96, am intrat pentru că era recunoscut ca fiind un partid al profesioniștilor, care aveau un cuvânt greu de spus fiecare în domeniul lui, fiindcă aveau o experiență și o meserie în spate pe care o exercitaseră. Și lucrul acesta mi se pare foarte important. De aceea, poate că un strigăt către Congres ar fi să încercăm să găsim soluții de a reașeza într-un progres PSD-ul, pentru că nu cred că mulțumește pe cineva situația pe care o are PSD-ul în prezent. Este mai rău decât cu domnul Liviu Dragnea? Toată lumea înainte acuza că domnul Liviu Dragnea la conducere taie și sponsor. Acum vin doamna Dăncilă. E ceva diferit? Eu nu vreau să vorbesc despre oameni, dar situația care mă îngrijorează și despre care am vorbit, ea nu poate să se rezolve de la sine decât prin niște măsuri care să ne pună pe un trend crescător. Din păcate, n-am văzut până acum aceste lucruri. Dar poate că într-o perspectivă care să nu fie foarte îndepărtată, pentru că în momentul în care se vor derula alegerile prezidențiale și PSD-ul nu va câștiga, eu cred că PSD-ul se va duce la un procent și mai scăzut decât are în prezent și lucrul acesta este absolut îngrijorător. Nu va câștiga sau nu va intra în turul 2? Nu sunt prezicătoare și cititor în stele, n-am fost niciodată. Mi-aș dori să câștige reprezentantul PSD-ului fără îndoială, pentru că de aceea m-am înscris în această echipă de profesioniști la momentul la care m-am înscris eu. Sper să găsească și soluțiile și ideile cele mai bune și mai ales să pună în valoare oameni care au ce spune, oameni care au credibilitate, pentru că aici este problema. Te duci să câștigi votul cum? Nu povestind ceva ce nu dă încredere celui căruia îi vorbești, ci bazându-te pe ce poți să spui
și care are posibilitatea să devină credibil în fața cetățeanului cu care vorbești. Era mai oportun un candidat al coaliției? Acum, ar fost mai puternic, în mod categoric, poate? În mod categoric, da, pentru că erau două partide care susțineau aceeași persoană. Poate și domnul Victor Ponta. Logica n-are cum să mă ducă într-o altă direcție. Nu cred că se va ajunge acolo. De ce? Pentru că domnul Tăriceanu a spus de foarte multă vreme, public, a repetat că își dorește și cred că își dorește nu neapărat cu gândul că va și câștiga aceste alegeri, dar și cu gândul de a ridica partidul al cărui președinte este. Și sigur că n-ai cum să nu-l înțelegi din acest punct de vedere. Doamna Ecaterina Andronescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare dragă pe la noi. Și eu vă mulțumesc că a trecut așa de repede că practic nici n-am simțit când a trecut. Mulțumesc eu pentru invitație.